Cine vrea pe șopă? Hai tu, că ești mai vreo. Eu vreau pe Maru. Luați și din partea aia. Luați și din partea aia. Nu mă duce tare aia. Ia pe ăsta. Mie ce-mi dai? Păi știi să vedem ce-l ai. L-am luat pe soarele. Așa, zic cum se poate. Stai, stai, stai. Stai, stai, mai personajul din tine. Băi, bă, ce mă. Hai, la cum. Stai. Ha, 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 ha. Ce plac numele mele! Cine e? Nu-i bară cu dragă, mă, cum pare e până în capul noastră. Ceva așa legată de măști sau? Da? Păi el a zis, stai să... Am unul, poți gania! Băi, și Năstase, neapărat, cine e Năstase? Dă-mi și mie o replică blondă! Eu zâmbesc să vede. Gata. Aici sunt o infimă parte dintre toți cei care au strigat unii să-l vând. Niciunul nu are dreptul, legitimitatea sau puterea de a spune că reprezintă pe toți cei care au ieșit și vor mai ieși în stradă pentru a cere respicat lege, transparență și instituții corecte. De culoare, să mă duc în coma. Deci nu trebuie să spun. Nu trebuie să stăm jos înainte. Sunt camere puse pe culoare, sunt fotografii, adică nu prea... N-aveți de aceea loc. Spargem cordonul, că știi. Da, normal, normal. Spargem cordonul, că știi. Spargem cordonul, că știi. Spargem cordonul, că știi. Da, chiar cel. În 8 ani de când întâlnire și publicația dumneavoastră. Sunt oamenii care chiar schimbă România. Este timpul să le acordăm ceva mai mult respect, să-i aplaudăm cu sinceritate și căldură pe oamenii anului, protestatari. Evident, am fi făcut-o oricum. Aici sunt o infimă parte dintre toți cei care au strigat unii salvăm. Niciunul nu are dreptul, legitimitatea sau puterea de a spune că reprezintă pe toți cei care au ieșit și vor mai ieși în stradă pentru a cere respicat lege, transparență și instituții corecte. Nu ne-a ales cineva să-l reprezentăm. Ne reprezentăm fiecare pe sine, dar în solidar cu ceilalți. Probabil că de fiecare dată, că fiecare dintre cei de față am putea pune pe hârtie o listă lungă de oameni care ar merita mai mult decât noi să primească acest premiu. Tineri, bătrâni, femei, bărbați, oameni pe care îi știm după nume, după sloganurile de pe carton, după voce, după culoarea părului sau după privire. Pentru a fi împărțit la 10.000 de oameni din toată țara și din toată lumea, căci există solidaritate activă în aproape toată lumea, acest premiu ar trebui transformat într-o pulbere fină. Și cum VIP înseamnă Very Important Person,
promitem ca pentru politicieni, indiferent de culoarea lor politică, să fim cele mai importante persoane din viața lor. Victor Ponta, mulțumim că ne-a unit și ne-a scos în stradă. Crin Antonescu, mulțumim că ne ține treci. Rovana Plumb, mulțumim pentru ceanură. Dan Voiculescu, mulțumim că ne-a învățat să turnăm fără de legile. Emil Boc, mulțumim că ne arată ce înseamnă să fii la înălțime. Dan Șova, mulțumim că ne inspiră să avem proiecte mărețe. Liviu Dragnea, mulțumim că ne-a învățat să retrasăm granițe. Maria Grapini, mulțumim că ne învață să punem punctul pe ei. Varujan Vosganian, pentru talentele literare. Adrian Vidan, mulțumim pentru borduri, așa știm unde începe strada. Ion Iliescu, mulțumim că trăiește și ne aduce aminte de Mineriade. Radu Mazere, mulțumim că a adus spiritul Braziliei în Constanța. Elena Udrea, mulțumim pentru lecțiile de fashion. Andrei Marga, pentru toate lecțiile. Radu Stroie, mulțumim pentru bătăile pe umăr de încurajare. Adrian Năstase, mulțumim că ne-a învățat să înumărăm anii. Sorin Oprescu, mulțumim pentru pistele de biciclete. Traian Băsescu, mulțumim pentru că trăim bine. Gigel Sorinel Știrbu, mulțumim că există. Daniel Barbu, mulțumim pentru că a plecat. Vom lăsa acest premiu aici, pentru că, așa cum am zis, nu este al nostru și îl merităm în egală măsură cu toți cei care au ieșit în stradă și credem că sunt și printre voi oameni care simpatizează cu a noastră cauză. Mulțumim și unii salvăm! Celor care ies în stradă și știu să ceară ceva mai mult.